Vremea deosebit de frumoasă i-a scos din casă în număr mare pe severineni care au ținut să participe la manifestările organizate de Ziua Națională la Monumentul Eroilor din Drobeta Turnul Severin. Programul a atras însă la indigo cu cel din anii trecuți, autoritățile locale demonstrând încă o dată că nu au capacitate ori imaginație să aducă ceva nou în manifestările închinate Zilei Naționale. Parlamentarii de Mehedinți nu s-au înghesuit să participe la eveniment, doar senatorul Marius Bălu și deputatul Rodin Traicu fiind prezenți la manifestări. Ziua de 1 decembrie sărbătorește momentul fondator al României Moderne. Marea Unire din 1918, când a fost proclamată la Alba Iulia Unirea Transilvaniei cu țara, îndeplinind un vis național, atunci numit România Mare. Ziua Națională a României este ziua în care sărbătorim unirea tuturor românilor. Este o zi cu profunde semnificații istorice, dar și un subiect care trebuie să dea de gândit și să ne facă să privim cu încredere în viitor. Mari nume ale acestui popor: Ferdinand I Întregitorul, Ioan I, Ionice Brătianu, Regina Maria, Iuliu Maniu, Vasile Goldiș, Alexandru Vaida Voievod, Iancu Flondon, Ion Inculeț, Patriarhul Miron Cristea, Mareșalul Alexandru Avrescu, au luptat pentru un ideal comun, au reușit să pună mai presus de interesele politice imediate un proiect național major. Aceasta este marea lecție pe care trebuie să ne amintim astăzi, să învățăm să ne unim și să susținem cu toții un proiect de țară. Să înțelegem că nu vom putea să dezvoltăm și să modernizăm România dezbinați și mânați de ură. Societatea românească a știut întotdeauna să redescopere coeziunea în fața marilor încercări, iar România este puternică, puternic încercată de lipsuri și de prăpăstile create între oameni. Trebuie să ne recăpătăm conștiința apartenenței la acest stat, să ne canalizăm energiile către a identifica rolul nostru în a face lucrurile mai bine. Nu putem la nesfârșit să stăm în logica putere-opoziție decât în limitele jocului democratic. Nu putem să dezvoltăm proiecte când suntem în postura de a o face, iar apoi când suntem în poziție să atacăm fără sens, să sabotăm sau să distrugem. Nimeni nu este perfect, dar este important să fim în primul rând oameni, să înțelegem că în orice tabără ne-am aflat, responsabilitatea noastră este bunăstarea oamenilor, progresul și modernizarea acestei țări. 1 decembrie întotdeauna rămâne cea mai frumoasă și cea mai festivă zi pentru poporul român. Ziua în care România Mare a devenit o realitate, în care poporul român în întregimea sa s-a regăsit în frontalile țării, este sărbătoarea cea mai mare pe care noi toți o avem. Sigur că toți ne bucurăm, mehedințeni și, bineînțeles, ca fiu al mehedințului și al severinului, ca reprezentant al severinenilor din Colegiul 1, circumscripția 27, mă bucur an de an să particip la momentele solemne care de obicei sunt, servează acest eveniment. Urez tuturor severinenilor, tuturor mehedințenilor și tuturor românilor la mulți ani. La mulți ani, România! La mulți ani, România! Veșnică pomenire eroilor care au făcut România mare! La mulți ani tuturor cetățenilor români, fie ei în România sau peste hotare! Toți românii cunosc semnificația zilei de 1 decembrie. Este ziua noastră națională, trebuie să fim mândri că suntem români. Astăzi trebuie să dăm dovadă de înțelepciune, de înțelegere față de ceilalți, să ne bucurăm de ce avem, să fim uniți și urez tuturor mehedințenilor sănătate multă, să fie fericiți în familiile lor. Pentru că Mehedințul nu mai are nicio unitate militară, parada militară a fost una scurtă, doar structurile Ministerului Afacerilor Interne din județ fiind cele care și-au prezentat tehnica din dotare. Mascații și câinii de intervenție au fost cei care au atras privirile celor mici, iar după amiază severinenii au fost așteptați pe strada Crișan, unde s-a pus la punct un program artistic, prichindeii putându-l să-l întâlnească la momentul respectiv pe Moș Crăciun, care a venit mai devreme.